Bună ziua, bine v-am găsit la Old Vorbe, podcastul despre jocuri cu băieții joc, uh, Edgar și... Paul, desigur. Uh, când ai zis uh. jocuri cu băieții joc, mă gândeam ce jocuri cu băieții joc au apărut. Uh, păi, uh, uh, nu știu, Postal Brain Eh, O să apară. Dork Încă Souls. Sunt. Dorks. E o chestie pe Twitter uh, care văd că a, a prins vântă cu demake de Bloodborne și mă, da. mă atacă personal. Ăla de PS1, așa -i? Ăla da. de PS, vai ce bine arată. Arată foarte bine, dar mă atacă pe personal pentru că în mintea mea I am fully aware că e o versiune downgradată de Bloodborne și nu am acces la versiunea superioară. Da, dar vei putea juca probabil Bloodborne în întregimea lui cu tank Ca control săracii. sau ceva. <laughs> Ca cum ar fi mă, să joci uh, Bloodborne cu tank controls Nu, no, de de să joc. camera să... Știi care e chestia cu downgrade-ul Cu d sau cu whatever uh, Te bucuri de ele la Dacă ai jucat originalul Da, da, true Deci, na, na, nu, mă supără O să mă doară fizic când îl joc Dacă îl joc înainte să joc Bloodborne original Așa că Sony, step up, come on Vine, mă, vine Uite, îți promit eu Îți promit eu că vine pe PC Bine Vezi că dacă nu vine bă, Te trag la răspundere Facem o treabă Să facem să fie bine te duci sunt la -Sony, -u -u Alo, domnul la Sony. Domnul Sony. Papa la Sony. Bă, băgat pe blabul pe PC, nu mai fi spârnaie. Are bară în vama acolo, de acolo distribuie tot global. Papa la Sony. Ce vrei? Bloodborne. Nu mai avem. <laughs> My Bloodborne is too strong for you, warrior. You cannot have it Yoi Da, cam asta a fost uh, super la săptămâna mea Nice Bloodborne pe PC O să fie în continuare până când apare So get the strap Strap She's, yourself in hey, tight the, what, what grinds your gears this, this week? Na Bloodborne pe PC Încă nu e Bloodborne pe PC O să apară God of War O să apară Mario Sunshine pe PC Ascultă-mă Fac previziuni Honestly <laughs> Out of season <laughs> mm. Vă zic nu Dar avem deja like Jumate din Castlevania Alea retro pe PC Apare, scoate Konami Collector's Edition, nu Collector's Edition, Anthology Metal Gear Solid pe PC, de la 1 la 4. Care lipsesc de pe PC, două? 4. Doar 4, așa -i? Da. 4 și 1 ăla de Gamecube, care ar fi foarte frumos să apară pe PC la un moment dat. Ok. Doamne, ce, ce weird mi se pare că pe Gamecube apăreau versiuni diferite. Apăra versiuni superioare, în multe cazuri, pentru că GameCube era, like, very strong shit. Și pe Nintendo 64 la fel, ai avut Doom 64, nu? Da, da, uh, Nintendo tot timpul a preferat să se distanțeze de francize, nu vrea doar, uh, like, și pe platforma noastră. Da, voia no, versiunea, eu... versiunea mea, yeah. da. Make it special și în foarte multe, în foarte multe cazuri era versiunea superioară, Doom 64. Well, au un încole superioară, dar într-adevăr era interesantă și merita să, să joci, you know? Uh, de, metode Twin Snakes-ul, la fel. N-aș numi o superioară. Grafic cu siguranță e superioară față de aia de PlayStation 1 nou uh, Dar cred că, cred că cu GameCube e -ul, ultima oară când Nintendo a banked, uh, banked on uh, tech. Da, vă zic ce, ce, vremuri când Nintendo avea uh, consola superioară tehnologică. Da, da. Se cam pe multe. Uh, poate că nu, nu pe PlayStation 2 la finalul, la finalul consolei când au ieșit 7000 de versiuni pe de, de, PlayStation, dar uh, a început puternic GameCube-ul și a falimentat. era să falimenteze, nu chiar să falimenteze. It, it basically. Nu cumpăra nimeni, că era scumpă. <laughs> Vai, încă mi-aduc aminte acel E3 când uh, uh, reprezentantul Sony vine și anunță 300 dollars și pleacă. Atât. Like, Atât. Asta a fost în, în anul în care dreamcast a fost anunțat, GameCube a fost anunțat, și erau toate la 500-600 de dolari și vine sănătatea vine 300. E ok, că după aceea au venit alte vremuri care au venit cu PlayStation 3 și au zis 700 de dolari? De ce? Blu-ray. <laughs> Nu-l vreți, dar <laughs> mă sugeți, aha! Da. Oh, dar o să ai da. tot jocul pe consolă fără să aludezi nimica! Wow, mișto! Mișto, Sony! S-au dus la alea, da. How's that uh, going for you? Mm... să vedem, hai, că nu așteptăm chestii uh, chestii care sunt zvonite să apară, ce ne jucăm. S-a încheiat, s-a terminat, l-am terminat. Am Ai terminat. terminat Wasteland 2. Incredibil. Au zis oamenii, au fost oamenii în piața publică, au zis că nu se va putea întâmpla. S-a dezbătut în senat. Barn a zis: "No, nici de cum." Dar Paul iese acum așa. Ce e? Păi, e un joc foarte lung. <laughs> Na, tu ce te-ai jucat până asta? <laughs> Da, băi, e... Uh, Câte ore? Zici și -mi mie. Peste, peste, 100, peste 100 lejer. Nu, nu, pot să dau uh, cu foarte mare acuratețe că aveam... Lăsasem să idle-ul acum câțiva ani ca să-mi farmeze cărți și l-am tot lăsat pornit când am mers să fac alte chestii în meniu. Am înțeles, am Deci n-am. Dar am 170 de ore în el pe Steam și mă îndoiesc că din alea 170 de ore sunt mai mult de 30 adunat de idling sau de făcut alte bullshit-uri. Deci aș zice că e undeva la 140 de ore. Da, stai, o să fac un pic o să fac un pic de preambul la poșta redacției Colosat Mihai, un coment nu știu dacă am zis, dar Wasteland e lung, dar also feels longer than it is. Nu știu exact de ce. Poate combatul, backtracking-ul, dar cu siguranță mi s-a părut că am jucat la el mai mult decât la Divinity Original Sin 2, ceea ce e imposibil că în ăla am băgat 200 de ore. Foarte... Uh, foarte pertinentă observație. Se simte foarte lung, pentru că are niște sisteme care îl fac să fie... Orice chestie pe care o face în Wasteland 2 ia mai mult decât ar trebui. Wasteland 2 urmașul lui Wasteland și da. respectiv urmașul spiritual al lui Fallout Fallout trebuia inițial să fie Wasteland 2 da. pentru că dar nu au putut să facă rost de licență nu mai știu exact cine deținea licența de Wasteland de ce nu au putut să facă rost de ea whoever had it da, mă rog, că -a tot putut. sub interplay au fost ambele ideea e că Brian Fargo vrea să facă Wasteland 2 n-a putut și a făcut Fallout și găsești foarte multe referințe și elemente de world design între ele dincolo de chestia este un univers post-apocal dacă găsești aceleași inteligențe artificiale care fac shenanigans um teocrații obsedați de tehnologie care îți adevărat respectiv The Guardians în din ăsta The Rangers care vor doar să refacă civilizația. Sunt The Minutemen din da. Fallout 3 onward. Exact. Na, ideea e că în, în ăsta ești parte ca în primul Wasteland. Eu continuare direct la primul Wasteland. Am jucat remaster am încercat să joc remaster Este aproape imposibil de jucat nowadays. E, este, e foarte, este, foarte, este da. foarte anii 80. Joci un pen and paper. Am mai vorbit despre el la podcast. Nu vreau să insist da prea mult pe subiect. Ideea e că continuă direct și ai personaje comune, care ai, practic personajele care erau în partiu tău default în primul, sunt personaje centrale acum în The New Desert Rangers, care acum sunt o forță bine cunoscută în Wasteland, în toată regiunea Arizona și te cheamă oamenii să-i ajuți, inclusiv oameni din locațiile din primul joc. Da. Deci ar cumva ajută să fii jucat primul joc, că vezi multe callback-uri și personaje și așa mai departe. Altfel, mi se pare că poate e posibil să te simți ca un outsider, că toată lumea se, se cunosc toți între ei și tu ești out de lup, cred. N-aș să zic dacă e, dacă e așa, de, așa de, nu știu, neplăcut sau um, deranjant efectul ăsta. Nu, asta m-a depărtat de el prima da. când l-am luat. Era doar like, Ugh, what is this? <laughs> da, na, și cum spuneam, trebuie să rezolvi quest-uri. E un, e un RPG cu combat turn based, ceea ce este este sistemul superior de combat după cum bine știți uh -huh. nu, nu accept opinii contrare nu aveți dreptate, punct problema e că deci sistemul de combat este similar cu ăla din XCOM ai un grid în formă de pătrățele ai în principiu ai un număr limitat de action points nu ai două acțiuni pe tură, te poți băga în cover, e rudimentar it gets the job done, poți să targetezi lovituri, poți să dai la cap, corp, brațe de picioare, am dat doar la corp și la cap vreodată în jocul ăsta pe la picio să... Păi la, da, la picioare e să meargă mai încet și deja e prea târziu până îți și la brațe poți să scape pe jos arma, dar poate nu o scapă. La corp le scazi damage resistance-ul și la cap dai criticale. Deci, și la reas. boașe? La boașe îți, îți, îți câștigă combat, nu-i <laughs> Na, ca un sistem de combat. Ideea e că răsa nu doar un tactical turn-based shooter, cum este Fallout Tactics, de exemplu, ci este un, un CRPG în toată firea, cu foarte multe fire în locații, personaje, questuri, alegeri de făcut. Lumea e destul de reactivă în mare, mi s-a părut că chiar reacționează la o grămadă de alegeri pe care le poți face și are și elemente de point click adventure, adică găsești oh. un item undeva și trebuie să-l folosești, dracu știe unde, în alt loc din Wasteland ca să rezolvi alt quest. Problema e că trebuie să ții în inventar sau să pui în stash, să te duci după el mai încolo. Inventory managementul ăsta mi-a luat lejer 5 ore din alea 170. Sounds like fun, actually. <laughs> e, I mean, trebuie foarte chill. mult să ai grijă cine care cât, ai până la 7 membri în party și au oh, encumberment și trebuie să cari gloanțe și gear și itemurile pentru crescut skill-urile când vrei să repari ceva sau când vrei să faci Lock picking ok, nu-mi da encampment dacă, dacă faci chestia asta, da, nu da ai, ai chestia că ar, ar fi fost util să ori să n-ai encumberment, ori să, să te mai ierte pe aici, pe colo cu chestii, să aibă mai puțin weight, gloanțele, chestii genul ăsta, nu știu. E, e deranjant cât de mult trebuie să tot faci, uh, nu Tetris, că tetris nu e o, o problemă, dar să tot faci, nu știu, să-ți distribui greutatea între personaje și după aia să te duci, să te târăști până da. la un vendor, să vinzi junk și să Tetris Inventory, Tetris, ori, Tetris e o mecanică fan în, uh, da. alte jocuri, uh, iar encumberment după părerea mea, mi se pare că se, se pretează mai bine la jocuri mai mici, în care ai niște meaningful choices în care trebuie să lași la pe toți, Nu o chestia asta mare, dacă în juc care iniți, survival. Da, dacă jocul survival, înțeleg encumberment Nu, nu, nici măcar dacă e survival, dacă este da. imens, cum e wasteland da, 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 nu, nu îmi dai encumberment, sau măcar Witcher, turn it off. Witcher 2 are encumberment. Da, da, Witcher 3 nu are da, Witcher 2 are și extrem de deranjant, că dacă vrei să-ți păstrezi items da. în inventar, la un moment dat, pe la jumătatea jocului, am zis, băi, eu îmi dau jos mod care scoate în cover, nu mai pot așa. Da, nu, nu. Când e mare, când e mare și de genul ăsta, mai bine lași jucătorul să just collect shit. Și, și pe gata. lângă asta, ai de gestionat... Uh... Cum zis, ce poartă fiecare personaj, da. a, păi acum uh, intru într-un oraș, stai să-mi pun, uh, să pun chestii care îmi dau bonusuri la social skills, a, mă duc în uh, sărbăticie, să-mi bag survival skills, da. a, acum vreau să fac lockpicking și uh, să amursez bombe... E o atât de greu pentru jocurile de genul ăsta să pună dracu cu loadout system în care ai și buton și... Loadout-urile m-ar fi ajutat foarte mult dacă ar fi trebuit să fac asta. Și încă o chestie, pe lângă asta mai ai un sistem de modat armele care au până la patru sloturi de moduri, moduri pe care trebuie să le porți după tine în inventar și să le pui, să le scoți și dacă vrei să le scoți trebuie să le scoți cu personajul care are weapon smithing. Nu poți să pui tu când vrei. Ce-i ăsta? presupune presupune, te rog, că a, îl am în parte, e lângă mine, îl vezi, da? Este sniperul meu, Mihai Tudose, i-am denumit după premier, mari premiere ai României, nu-ți bate capul. Um, deci Victor Ponta, medicul <coughs> și ministrul sănătății, vrea să, voia să își modeze un assault rifle. Da. Presupune că eu știu deja să mut arma și modul în inventarul mecanicului, să scot, să l înlocuiesc, să-i dau înapoi arma și să... Nu mă pune pe mine să fac asta de fiecare dată. Nu. Presupune că, am făcut-o deja. No fun. Only, no fun. Only gestionate and manage. Da, da. Chestii de genul ăsta. Combatul nu mă deranjează. Combatul e ok, doar că pe finalul jocului sau de la jumătatea jocului colo mi se pare că nu evoluează deloc, nu se schimbă nimic în cum abordez un encounter. Singura chestie care se schimbă e cât damage dau inamicii, cât de des sunt eu obligat să folosesc skillurile de medic ca să-mi dau revive la, uh, Respectiv la party mai puțin, în combat. Mai puțin, mai avans des. Mai des chiar. Ei oh, dau mai oh. mult damage și au mai multă viață that's și that's armele could... pe care le găsesc mm. trag la fel, dar au mai mult damage. A, nu e o de bună. Mie îmi place nu. că în fac asta mai rar când progresez, da. când devin mai bine. Cu Fallout, o dată ce da. avei power armor, eram like, oh, I'm a walk in there și sunt da, da, da și, wow, mă simt foarte puternic. A, ce se yeah. întâmplă? Păi vin mai mulți inamici pe mine, îi topesc cu o lovitură, dar au mai exact. multe shot-uri, șanse să dea criticals, și... găsesc damage type-uri noi. Mm -hmm. Aici nu găsești damage types noi, ești și tot chiar, cu gloanțe. Chiar și în momentul în care e power armor în Fallout, reușește să escalate things când te întâlnești cu the army of power Diamond, da. guys. Da, <laughs> da. da. Și încă o chestie care m-a deranjat la, la asta e că ai, uh, ai, de exemplu, gloanțe, gloanțe de salt rifle. Deci da. de vreo trei tipuri, dar sau rifle trage la fel, adică e doar de flavor, că am calibrul 5.56 sau calibru calibru 7.62. Nu al almură, ceva? Nu, nu, nimic de genul ăsta, absolut nimic de genul ăsta. Hmm. Doar de flavor, folosește gloanțe diferite. Eu, trebuie să mă duc înapoi să las toate cele 500 de gloanțe, că nu vreau să le vând, poate am nevoie de ele mai încolo, poate găsesc altă armă care trage cu gloanțe de da? genul ăsta, că nu stierd sau nu știi că ar fi tiered, A fi doar pe finalul jocului, a, ah, ok... Apareta să sunt cele mai bune gloanțe de assault rifle. Super. Na, în fine, mă, mă plâng foarte mult de el. Sunt sisteme deranjante, dar sunt deranjante la like, puțin timp. M-am am, -am lovit de uh, chestia asta. Trebuie să fac o chestie care mi-a -mi mai mult timp decât ar trebui și trebuie să fac foarte des chestia asta. Și dacă poți să tolerezi chestiile astea, dacă poți să tolerezi aceste inconveniente, gen dată la 10 minute de joc, trebuie să te oprești pentru două minute, să faci o chestie foarte enervantă și după aceea continui să te joci. Cred că, cred că fanii CLPG-urilor ar putea tolera la chestiile astea. Așa mă gândesc și eu. De exemplu, cu skill-urile poți să, dacă vrei, poți să încerci un, un skill check, gen lockpick, faci un critical failure, asta ah, e, am făcut critical failure, na, nu mai deschid chestia, sau poți face save coming. Eu am făcut save Coming. Always save come. Da, dar nu am este un mod plăcut de a juca. Nu am un mod dat bani pe jocul ăsta, da. I will have the content of that chest. <laughs> și iar eu, eu sunt genul care se va mișca pe hartă timp de jumătate de ore din punctul A în punctul B, cu encumberment 99% și cu viteza melcului, doar ca să nu las pe jos o chestie să mă întorc după ea. Hei, am, am, am văzut oamenii play de the Dragon Age, we know. Da, deci eu sunt persoana care o să-mi fac experiența mai neplăcută ca să simt că mi-am mi scos, nu știu, enjoyment, mi-am scos content optim din el. Plus că vreau eu neapărat să văd cât mai mult content ca să vin să vă povestesc vouă despre experiența mea cu jocul. Iată! M-am plâns mult, da? Ok, Ce combat, -a e to com combat, -Combat tolerabil, enervant pe alocuri, inventory management e absolut oribil. Questurile, dialogurile, lumea sau așa, plăcut, super tare, super mișto. Și asta când ești în Arizona. În Arizona ești în prima jumătate a jocului, ai o mecanică de trebuie să ai apă la tine, ca altfel mori în desert, aia dispare în a doua jumătate a jocului, e ok. Ah, e de time limit de la... Uh, nu, 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 nu. Ai, poți să faci refills la autobox. Ah, okay, cumva okay. te ține, te ține să nu te poți aventura mult prea departe fără să ah, ai interesant. să te oprești undeva să restock. Fighting, fiecare fiecare locație e oarecum memorabilă, are propriile conflicte, are... Gândește la Junktown din Fallout 1, e similar, da. cu... nu e chiar la fel de... nu chiar la fel de bune ca orașele din Fallout 2, dar sunt cam la nivelul lui din, din, 1. Ai de câte așa. un conflict în fiecare zonă, niște side quest-uri, chestii mi de rezolvat. Mi-ai mai arătat poze cu niște chestii foarte memorabile și crazy. Da, da, ah, crazy, da, referințe, umorul ăla de de Black Isle slash In Exile, yeah. în care ai tot felul de na, referințe la alte francize, glumițe, nu toate sunt reușite, dar na, umorul ăla de Fallout 2, mai ales Fallout 2, ăla plin de referințe la Monty Python și din astea, e încă acolo și în a doua a jocului devine brusc și mai bun. Ideea e că până în punctul ăla trebuie să fi tolerat uh, like, zeci de ore de merge și a doua jumătate questurile și locațiile și toate sunt mult mai bune din toate. Like, nu știu, parcă au început cu alea, au început cu alea și după aia pe final o scris și începutul jocului. Pentru că ai niște, niște locații, niște dinamici, uh, quest questuri cu multiple rezolvări pașnice sau, uh, sau violente și mi-a plăcut, mi-a foarte mult chestia asta. Și după aceea mă duc înapoi în combat pentru ultimele bătălii și difficulty uh, curve este un zid. Da. <laughs> și te chinui pe acolo cu bătăi, chestii la care nu te aștepți în, în ultima bătălie Un singur tip vă dau, să aveți propriul vostru surgeon <laughs> slash medic cu voi Nu vă bazați pe eventualele NPC-uri pe care le găsiți ca surgeons Ce? Nu vreau să zic, din okay. plot reasons ah, okay, okay, Zic doar că o să ai nevoie de, de să ai un al doilea E în understandable un, uh, un semi-spoiler de genul ăsta că e neplăcut da. dacă... Nu ai avea așa ceva. na, deci, am, mă lăs, sincer, mă lăsam de el dacă nu avea bucăți bune, care să fie mai multe și mai compelling decât uh, alea care m-au deranjat. Dar... Jur, deci nu l-aș mai juca încă o dată. Nu ne minți, Paul, ce minți pe față oamenii? Nu te-ai fi lăsat de nimic. E dar, <laughs> dacă ne încadrăm în timp, îți povestesc de un joc de care m-am lăsat, dar nu vreau să, nu să pur, că știu că și tu ai să ne povestești săptămâna asta. <laughs> e, e scurt de tot, zim numele, vreau sunt curios acum, mai făcut nu, curios. Nu, bine, bine, îmi povestești nu. tu, după. Da. ok, ok. Wasteland 2, recomandă că vă plac CRPG-urile, mie da. mi-a plăcut, nu l-aș juca încă o dată pentru că n-aș vrea să trec iară prin partea de inventory management și de chestiile care iau foarte mult timp, dar mi-a plăcut, nu avem Fallout 3, 2D, dar avem Wasteland 2. A fost casa avem, ta. Da, nu avem Van buren nu, dar avem, uh, avem follow, uh, Wasteland 2. I mean, o să avem și Wasteland 3. Avem deja, de fapt, dar... Da, Wasteland 3 există deja. Am că e mai bun uh, din multe puncte de vedere decât 2. Probabil că l E impresionant că e unul din primele jocuri ieșite din Kickstarter. Era valul de kickstarter din 2012, când au fost Pillars of da, Eternity, da. Uh, Torment, Wasteland 2 și mai multe. Și Divinity Original Sin, mi se pare că tot, tot atunci. Și la toate a scris... Uh, Chris Amelow. Da, <laughs> Da, impresionant cât de mult Au reușit să bage în jocul ăsta Cu buget de Kickstarter Au adunat 3 milioane de euro De dolari, nu-i da. puțin dar no. pentru un joc de dimensiunea asta nu e nici foarte mult. Eu o... cred că ar fi avut și niște angel investors pe lângă. Sigur, sigur au fost investitori în plus, că n-ai, cum să finanțezi un joc. să țină, da. dar cred că după aia și-a recuperat banii când a ieșit produsul. Absolut. Sper că a recuperat. Bine, au făcut, da. au făcut Wasteland 3, what am I saying? Au recuperat banii. Altfel nu cred că... Da, dar în fine, deci mi-a plăcut. Mm -hmm. Recomand cu Caveats, v-am zis ce, ce chestii nu mi-a plăcut la el. Trebuie să ai răbdare la anumite chestii. Da. Deci, Wasteland 2, cautiously recommended. I guess world really doesn't change, huh? Am jucat săptămâni întregi, sunt liber. Ai jucat o lună și... Da. Într-una. Oh, tu ii, ii. ce te-ai jucat o lună de zile, Edgar? Nic nu m jucat o lună de zile, dar am, am căzut într-o groapă iar. Explică-mi cum ai ajuns în această groapă. <laughs> am văzut video la Elden Link. <laughs> Ai văzut cele 27 de secunde de Elden Ring. Deci, o să vorbim mai încolo despre Elden Ring, dar am văzut acel leak de 27 de secunde și am zis. Nu, stai pic, Nu o să vorbim că am scos. Uh, am scos Da, da, da am, am, unitat, am uitat, am uitat. Da. A fost un leak a fost de un Elden Ring, 27 de secunde. De un, un personaj care se plimba pe o hartă destul de mare părea, whatever. Și am zis. My God, mi-a făcut chef de Assassin's Creed. De ce? Cum? Cum s-a întâmplat chestia asta? E un third person cu hartă frumoasă. Ok, ok, can. Ce Assassin's Creed te-ai jucat? M-am jucat Assassin's Creed, Assassin's Creed It's de care am mai tot vorbit uh, la știri uh, mai mult acum câțiva, acum un an, doi, dar m-am jucat în sfârșit și uh, o zic ca veteran de Assassin's Creed Origins, care la fel mi-a plăcut foarte mult. Asterix. <laughs> cu Asterix-uri. Adică, mă, costă mult, ok? Nu trebuie jucat, nu trebuie cumpărat decât la versiune completă și reducere, pentru că nu merită cât mai ba cel pe 100 și ceva de euro redus complet și, uh, și da, la, da. la reducere vreo 40 de euro, dar să aveți grijă să fie complet pentru că vă, vă prind cu bandă vă prind. Și e frustrant să vezi acolo Puc, quest E DLC quest-ul ăsta oh, da te mulți în mătii Ubisoft Whatever Deci luați-le complete Și la mega reducere Sau consumațiile etic I don't give a shit Ideea este că am luat să se Odyssey, că era următorul și am vrut neapărat să văd. Îl știu despre el, am văzut poze despre am văzut o grămadă de știu despre el în trecut și m-am apucat să mă joc. N-am ajuns departe, cu cine am, ai jucat? Terminat, uh, uh, am jucat canonic cu, uh, cu femeia. Cassandra, cred că Cassa o cheamă, nu? Cassandra este canonică, personajul corect. Mm -hmm. Pentru că poate să aibă multe interacțiuni cu oamenii față de bărbat. Pentru că guys have to stay 5 feet apart because they're not gay. <laughs> <laughs> anyway. Um... Nu știu ce să zic, Paul. E, e Assassin's Creed. E, e, e cu Grecia antică. E minunat. Nu cu ce diferă. Deci ne-ai povestit despre Assassin's Creed Origin e și ăsta nimic e... nimic de Assassin's Creed Origin. Ok. Că ăsta este al doilea făcut pe formula nouă copiată da. de la Witcher 3. Deci ce-am învățat este trebuie să copiem Witcher 3 și după aceea trebuie să copiem Assassin's Creed Origins. Ok. Hai să spun uh, legat de copiatul Witcher 3 În Witcher 3, uh, itemele pe care le găsești sunt uh, upgrade-uri meaningful... Uh, e, e genul ăla de, de loot care pică rar, dacă îmi pică e, e ceva puternic sau okay. ceva considerabil. În Witcher 3, pe exemplu, a stat foarte mult timp cu o sabie, uh, cu niște săbi silver și iron și după aia când am găsit altele noi, într-adevăr erau demne de, de schimbat, pentru că erau mult mai bune, efectiv. Ăsta s-a a văzut chestia asta și a spus uh, ok, dar, dar also fiecare armă poate fi upgradată individual ca să fie up to your level. Hmm? Deci fii Cred că am mai povestit și la Origins, dar fiecare armă are un nivel, ok? Apare în colț acolo. Ai o sabie de nivelul 2, dă 15 damage DPS, să zicem DPS acolo. Tu după aia, ție după aia spică o sabie în nivelul 3 în aceeași misiune și okay. îți at acolo mai mult DPS. Nu, nu, e nimic by chance, toate au un DPS fix, din ce am înțeles, din ce am văzut prin jocul ăsta, o să aibă mai mult damage. Dar tu după aia poți să mergi la un blacksmith să-ți upgradezi sabia veche la nivelul 3 și va avea damage identic cu aia nouă. A, e chestia de MMO-uri, ca să nu trebuiască să schimbi arma. Exact, exact. That being said, dacă cumpări anumite DLC-uri, îți dă niște arme mai puternice, pe care le poți upgrada în continuare să le păstrezi relevante tot jocul folosind sistemul ăsta. Spre o de Origins, armele care mi-au picat din DLC, care au venit la începutul jocului din DLC, nu sunt atât de puternice cât îmi stică jocul, sunt totuși moderat puternice, sunt de nivelul lor, nu sunt ceva ce vei folosi tot jocul fără să mai folosești alt item, ceea ce, nu știu, face DLC-ul cam pierdere de bani. <laughs> Dar în același timp, arata estetic plăcut armele respective, sunt chestiuni unice făcute de ei, whatever. Păi cam pe asta mizează, pe da. customizare, pe din ia... astea. Iar uh, legat de customizare și de jucata fashion, fashion assassins, mie mi mie îmi place sistemul ăsta în care doar păstrez arma aia, whatever, mm poți -hmm. păstrez. Dau bani și o upgradez pe aia că îmi place cum arată. Na, nu mă interesează. Sunt tipuri de damage pe fiecare armă, mai de daggers, dau rapid, dau puțin, sabia dă moderat, uh, are rici mare, buzduganul are stand damage care ia amențește și face au unconscious, nu mai stau, nu mai participă în luptă, whatever. S -s chestii simple de tot. Ai poison damage care le dă DPS, ai uh, chestii clasice, tradiționale, whatever. Se întoarce iar mecanica aia de asasinat care dă 200% de damage, nu este instant kill pe oricine. Adică okay. poți să mergi la asasinat dar dacă este cu 10 niveluri mai mare decât tine. Păi da, e... că acum avem avem la level, nu mai avem. Uh, da. Ceea ce, într-un fel, Îți limitează zona. Poți tu selectiv să mergi da. pe questurile în funcție de, de ce nivel ai tu și sunt plenty to go din toate părțile. Questurile nu mi se par ieftin, ieftin făcute bă, făcute la duzină, ca la un MMO în care se generează un quest cu generic requirement și vișe XP-ul. Cam toate questurile pe care le-am făcut până acum au un dialog, ceva interesant, ceva cu viețile oamenilor, their needs, o bucățică din... Exact o bucățică din viața aia de Ancient Greece. Băi, știi ce? au copiat Witcher 3, au copiat formula Witcher 3, dar să știi că e efort băgat în Assassin's Creed Odyssey. Like o grămadă cu viața din Grecia antică cu oamenii da, da, da. respectivi, cu faptul că e foarte historic, nu, nu ziceam nu că critică, e bine da, acolo da, da. din Witcher 3 chestia exact. asta. Adică Witcher 3 pentru asta e cunoscut, pentru că yeah. faptul că toate side questurile aveau ceva acolo, nu erau yeah. doar o chestie de duzină, inclusiv contractele, Când trebuie yeah. dai, luai, luai de pe billboard și bulletin board și când mergeai să dai turn-in, aflai o chestie interesantă de familia care a pus contractul. Și nu ai stai contracte care îți dau Pff, un dialog și ne cu este. Simți Dar și aici intervine Uh, motivul meu pentru, pentru care îmi plac mie Assassin's Creed-urile astea și am mai zis și la Origins. Îmi place cum recrează lumea antică. Like, Asta vă zic. E, pentru e că, e să fim sinceri, combatul ul este să se scrid, da. este să se povestea cuipul la mai pasă. A mie, e interesantă când o joci uh -huh. și, și chiar sunt momente memorabile în Origins, încă le țin minte, Ok, dar ideea că dacă vrei, dacă nu vrei să spui nimic despre poveste în sine, ce rămâne? Cum e făcută lumea, cum e Grecia, cum e să fii în Grecia, Cam astea la toate jocurile Ubisoft, cum este să fii în lumea jocului. Adot chestia asta la ele. Daea nu mi-a plăcut neapărat faptul că Assassin's Creed 2 continua mai mult decât trebuia. Știu că sunt cele mai înrăgite, dar m-am săturat de Veneția. Bine, am mers în Istanbul odată. Da, wow, whatever, da. o dată doar în Roma. Te-am plimbat din toată Italia. De ce ești doar în Roma? și așa da. arhitectură. Aaaa! Brână și Istanbul are case din Veneția acolo. Sunt pusen. <laughs> Bă, ce fain a fost primul că era în Orientul Mijlociu. Primul a fost... Ce uh... interesant era. Da, era interesant. Și au, au, au continuat să exploreze chestii interesante, deși au cam lăsat orice pretext la ușă cu A, sunt asasini și templieri din moment ce au mers în antichitate. <laughs> <laughs> și acum eu sunt un mercenar spartan, mă rog, născut în Sparta, dar abandonat la naștere și uh, I just wander around Greece cu barca mea de pirați care cântă cântece. A, ah, hmm, ce chestie, de unde, din ce, O, de, oare de unde a venit uh, elementul ăsta de gameplay? sunt 3, evident. Băi, <laughs> factual adevărat. Yes. <laughs> Înțeleg că aveau, aveau mai fregata în Black Flag și în, 3. Tu știi, eu n-am Bă, dar cât de, mare, bă, o triremă de asta. Imensă. Like, fact. Like, da, mă, dar e doar, doar un lem scobit în care stai. Nu are Dex, nu are... Are you, are kidding me? Are, nu? Are Rose. And este dita mai galera. Ah, ok. Nu e doar o triremă. Ok, ok, nu, ok. Nu, nu, nu. Nu, triremă e dita mai galera. Like, o triremă e o galeră. E doar galera grecească. Înseamnă că le încurcam eu cu altceva Da, nu știu cu ce dar e, Erau doar o barcă în care stăteau oameni și vâsleau Nu erau cu dex Asta like fucking warship e warship Ok, ok, ok Și o, conduci Și oamenii când timp ce vâslești Cântă cântece grecești în greacă foarte frumos, îmi place. îmi place că ăsta se scrie. I no, it's all tzatziki to me. <laughs> Îmi place cum, cum e realizată Grecia Insulele, arhitectura faptul că te plimbi pe acolo, la fel cum eram fascinat și stăteam cu gura căscată că vedeam Alexandria în Assassin's Creed Origins, stau cu gura căscată văzând uh, Grecia rurală for now, o să ajung și la perioada mai sofisticate, la Atena, la alte alte locuri mai interesante. Are și componenta asta de o de, uh, componenta educațională da, și Origins și, uh, și uh, Odyssey. Dar da, modul, modul și de plimbă Nu neapărat modul, dar are o componentă educațională. Dacă mm -hmm. tu joci jocul ăsta fără să joci modul de, de plimbat, chiar afli chestii, îți face o o, 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 o imagine mult mai reală a Greciei antice decât o înveți la școală like, Am e, e o populație multiculturală Cum era și Grecia, că era fucking trade hub, let's get real Nu, erau doar, erau doar albi <laughs> Da, Grecia. erau toți ceaz cu ochi albaștri și blondes <laughs> Nu, aici sunt ceazi cu ochi, ochi căprui și părul cre creț și maro, rog, că what sculptau, doar statui de marmură albă și. nu totul e colorat aici, pentru că așa, așa, spun dovezile istorice și carbon dating. pentru încep să cred că istoria pe care am învățat o la școală avea o perspectivă foarte colonialistă și eurocentrică. wow, anyway, asta îmi place. la, la, câtă Grecie, câtă Grecie ai? e tot o Bine, toată, toată Grecia, toată peninsula de la, de la, Toată peninsula, cred, cred că că o oprește un pic mai la inland Dar ai o bucată mare de peninsulă Imensă și toate ai insula. și Macedonia, Ai și Macedonia în Grecia Cred că da N-am ajuns până acolo, <laughs> dar cred că da Mai, Historic accurate, era Macedonia în, în teritoriul ăla. Macedonia istorică, nu mai de astăzi. <laughs> îmi place că, una din, că una, din, una din cerințele aderării la UE pentru Macedonia a fost să se redenumească în Republica Macedoniei de Nord. Emin. curios dacă e obligă să-și schimbe și numele aeroportului din Scopie, că în momentan îi zice Alexandru cel Mare. Pe poate să ce vor ei la nume, nu cred că îi obligă nimeni să-și schimbe. Chiar că și noi putem să ne denumim ceva erou național al altei țări, nu cred că asta ar fi de ce un ban. deal breaker. Da, Exact, Trego, care probabil că era și uh, și sub, dacă ar fi să luăm teritorial. <laughs> nice. Da, da. Băi, îmi plac să creed astea. Și în continuare, you know, v-am spus la început, costă mult, men, sunt scumpe. Și o recomand doar în ediție completă și uh, vedeți voi cum o descurcați. Ideea este că you're not gonna have a bad time dacă vă place să vă plimbați printr-o perioadă istorică foarte bine redată, digital. Apa e superbă, men. Deci... Până acum m-am plimbat pe ape diferite și toate aveau textură și culoare diferită. Ai apă de aia, nice. Nice. Apă de verzuie cu alge, ai apa aia albastră de Marea Egee, ai, ai apă muloasă <gînțeles> mergi la mergi, mai mergi în Halkidiki, mergi în Zakintos. Pu, ești, sunt aproape convins că poți să mă, mă paralia. Exact, dacă, uite, românilor care n-ați mers, mers, astăzi în Grecia în vacanță, Assassin's Creed Odyssey și mergeți în Grecia aia curată. <gînțeles> Grecia aia bună. Da. Fără COVID. Mă în Corfu, nu o să te mint. Am fost în Corfu, vreau să mă duc în Corfu și în se de Odyssey. E foarte frumos totul. Și îl uh, re -re -re recomand. You know, e... Asasinezi chestii din când în când oameni de ăștia, ai un plot acolo, e, e, e războiul pe loponesiac, între Atena și, uh, și Sparta, și iuga uh, de pick Sides, trebuie să ai și o mecanică de distrus spiritul național al teritoriilor și trebuie să le, le omori soldați și liderul și după aia să le predau în funcție de ce facțiune ești tu. You know, stuff like that Dar um, uh, Un pic anacronic faptul că aveau spirit național They didn't know They aveau like city states nation. Da, nu există conceptul de naționalism E o chestie foarte Whatever. Nouă și e, e, este o concesie pe care o face jocul Ca să zică că man îi distrugi moral Și după aia se predau Whatever Da deci este, combina tot ce e bun în toate să sunt scrisurile vechi care v-au plăcut și uh, e cu grecea antică, you know, give it a shot. Nice, uh, trebuie doar să menționez uh, ca, deci clar recomanz, îți place, trebuie doar da. să menționez că Ubisoft e o companie plină de violatori ah, da. în funcții înalte și că în momentan sunt uh, investigați și încă nu dau semne că ar îmbunătăți în vreun fel mediul de lucru, trebuie doar să menționez asta, am, adică am aici un contract pe care... Trebuie, trebuie să, să depun efort considerabil să nu mă gândesc în timpul questului. ului Oare cine a scris questul ăsta? Oare vira pe cineva în timpul ăla? We'll never know mm. Colaborarea noastră cu Ubisoft zice că trebuie să menționăm de fiecare dată da. chestia asta uh, Ubisoft România este foarte darnică cu noi uh, Ne-a dat, uh, asta, ne-a stipulat chestia asta acolo în contact Based to Ubisoft România <laughs> Ai zis pula <laughs> Stipulat, că... you motherfucker Văd <laughs> că ne-am încadrat în, în timp, deci am timp să zic Hai. jocul pe care l-am lăsat. Zic. Ce joc ai E vorba de, de Castlevania Dawn of Sorrow. Ăla e la de GBA? E la de DS, continuare la Area of Sorrow de pe GBA. Băi, ălea sunt același joc, over and over again. Deci, e foarte vr. scurt, pentru că e continuare directă a lui Area of Sorrow, joci cu același personaj, cu Soma Cruz, ai aceeași mecanică în care colecționezi sufletele inamicilor învinși și le poți echipa în trei sloturi separate, îți dau abilități diferite care te ajută să faci diferite chestii mai eficient atacuri diferite, abilități de free fall, da. slow fall, chestii de genul ăsta. E la fel. Fiind pe Nintendo DS, care e mai puternic, e și mai, e și mai puternic grafic, se văd efecte mișto, un pic de fizică, 2D, din când în când te așezi pe o suprafață, se înclină, faci chestii din astea. Da. E frumos. În rest e Castlevania. Ai castelul, ai boșii, ai toate chestiile care toate... Uh, umori boss e abilitatea, poți să progresezi în altă parte. O chestie diferită e că ai niște vendori. Uh, aveai și în ceilalți, dar îți oferă niște servicii, printre care serviciul de weapon fusion cu o armă și un suflet spare pe care l-ai în plus și nu folosești, poți să o armă în altă armă. Ai Horadric Cube în el, basically. Nice! Da. Și ce să de asta? Că poate mișto. Că e pe DS, Edgar. Și fiind pe DS, are gimicul. Trebuie să faci gimicul. Nintendo DS, pentru cine nu știe, de Nintendo Dual Screen, avea un pe lângă... Avea două ecrane unul unu sus și unul jos și fiecare joc implementa era obligat să implementeze ceva cu chestia asta. Unul din ele era touchscreen. Multe, multe făceau chestii de bun sim și erau meniu. Da, ăsta are harta. Are harta sau the stat screen. Da. Pe emulator este enervant să-l joci pentru că ai jumătate de ecran inutilă. Adică în loc să deschid harta trebuie să-mi ocupe jumătate de ecran tot timpul. Da. Dar are și touchscreen și de câte ori te bați cu un boss când îl aduci la 0HP, trebuie să, și aici o să citesc din Matei, care încă m-a enervat și mă bântuie cu expresia asta, să desenezi un cerc dracul alchimic. Da. Trebuie să iei stilusul, să faci un, îți arată un pattern pe ecran, că faci o pentagram pe un cerc din colțurile nu știu care. Trebuie să desenezi simbolul pe care ți-l arată foarte rapid pe ecran, și dacă nu-l faci în timp util sau nu-l faci bine sau greșești, uh, bossul își face viața. Da, bine, e foarte ușor, faci așa, și faci te așa, faci așa, și faci pu Edgar bu, 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 a, scos, a scos <laughs> din buzunar un de DS și cu stilusul. <laughs> da, Fă tu aia cu mouse-ul. mai <laughs> <-o>, e scrub? <laughs> eu sunt, eu sunt, eu sunt un, un virtuos al mouse-ului <laughs> și al desenatului cu mouse-ul, dar nu, nu contra timp. Nu, 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 înțeleg perfect ce spui. Este, este oribil de jucat pe orice fel de zonă emulată chestia asta, pentru că e schimb cu mouse de pe tastatură sau de pe gamepad. Da, e, e, e nașpa. Am jucat jumătate din joc, și când am ajuns la la un simbol care avea 8 puncte de unit, l-am văzut înainte să intru în camera bossului și nici n-am intrat în camera bossului, am zis nu, asta e, aici mă las, aici mă las de joc. Eu nu o să pot să desenez simbolul ăla în timp util cu mouse-ul când mă bat cu bossul și nici nu mai am chef, I get it, înțeleg ce vrea jocul de la mine, este doar Area of Sorrow cu elementul ăsta în plus, îmi pare rău, am încercat. E atât de proastă mecanica asta încât este un, un loc special în meniu unde poți exersa. Da, Așa știi că e mecanica bună. Când, te, când, când jocul zice, știi ceva, exersează de câteva ori să o să faci. To be fair, E ok pe DS, nu e atât de rea. Te cred, te cred. Asta e doar ca să tu be fair. Dar pe PC este borderline DRM. Da, da, efectiv DRM. Are drm Îți Scoate orice fel de enjoyment din jocul ăsta încă doar la Mai am două pe DS. Sunt curios ce mecanici de DS o să mă enerveze la ele. Mai am Portrait of Ruin și Order of Ecclesia. Hai să vedem, să-i sufli în microfon. Nu stiu că îți bagi joc de mine sau no, nu. Nu bagi joc de tine, chiar există pula mea Nintendo putu-s De aia nu vă suporte nimeni bă. De aia vă piratează lumea jocurile Again, to be fair, e foarte fun să faci și să vezi cum da, se da, mișcă pe ecran Da, te cred, te <laughs> cred Dar da, e diarem, cum ai zis tu da. Anyway, da, asta e Don of Sorrow Dacă aveți hardware-ul, să fan Castlevania Aveți hardware-ul original, probabil că e mai fain Eu nu m-am simțit foarte bine cu el când mă buteam cu Bosch În rest e fain, arată bine Păcat că îl vedeam doar pe jumătate de ecran Bla, 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 bla da. Don of Sorrow eh. Yes. Paul s-a lăsat de un joc și cred că în momentul ăla a văzut în fața ochilor negru și a scris You have died și a, da. a pierdut și am, niște suflete. Am, am deces. Da, a pierdut umanitate și acum trebuie să-și ia înapoi, trebuie să termină două jocuri diferite. Uh, da, mai. e understandable. Anyway. Am fost eliberat de două jocuri săptămâna asta. Da, haideți să vedem ce ne-a dus poștașul. Poștașul ne-a dus pe YouTube la episodul 234, Die Sad, Die Sad About It. Die Sad About It Indeed. Joanna ne scrie, Bill Gates a acumulat averi făcând streaming în ciubărul din garaj. Bunica mea care deține trei ciubere, ce scuzare. are? True. Gotta grind. Come on, grandma. Come on. Get that grind set on. Iată. Băi, să știi dacă... Cred că dacă venea streaming-ul ăsta mai devreme, bunicile rupeau pe, pe streaming. Porcus ne zice, zice 4.30 dimineața și comentez aici doar pentru că nu e nimeni pe Discord sau bă asta cu pirateria mă omoară că nu e ca și cum dacă nu e piratabil o să ți-l cumpăr garantat remasterul de 250 de lei adică banii de mâncare pe o săptămână. Acum o placă video entry level GTX 1650 costă 1500 de lei adică lejer mai mult decât își permite românul average să strângă lunar sigur să-i cumpăra jocul ăla Aha, sigur sigur el nu e ca și cum uh, să piratezi la noi nu e click click iau. Bă, joc asta și am bani să-mi comand o pizza în această zi ploioasă de toamnă. Cri, 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 toamnă, gri, de nou CD, ce mai știi? Băi, foarte bună aia cu de cricket am <laughs> Porcus, dar ăsta este argumentul pe care orice persoană că întreaga la cap îl la capul face când vin filmele și spun nu că sunt, sunt uh, lost sales. Nu, nu sunt. These are never sales. Eu am zis că nu... Mă enervează foarte mult argumentul Păi nu, dacă nu-ți permiți, nu te juca că jocurile sunt produse de lux. Da, am pula dacă sărac, mor dracu. Mor, du-te du, -te, du -te muncește, hai acasă, culcă-te și după aceea mori după da. 40 de ani de muncă. Ai o viața noastră Nu care te distra, îți... nu te distra, nu consuma nimica de leisure. nu mi se pare așa niște perspective foarte, nu, foarte este... privilegiate astea cu nu piratați că nu-i frumos Sunt ani întregi de îndoctrinare indirectă și whatever Lasă eu mai zis, Uite, eu, eu jocuri n-am mai piratat de 10 ani de zile, sau dacă am piratat a fost la like, o ocazie foarte specială că efectiv nu se găsea ăla pe care voiam să l joc sau nu mergea varianta originală. n-am mai piratat. În mai piratat, vreau să spun că uh, am luat de pe net în loc să cumpăr, deși aveam bani. eu n-am mai piratat de ani de zile. Na, eu, eu, cum v-am -am obișnuit deja, like oricum de... nu joc jocurile noi la apariție, când sunt la reducere le cumpăr și după aceea peste 5 ani și joc. Exact. Că bai -am nu, de am de... nevoie, nu am nevoie. Fizic nu am nevoie să piratez. Am sute de jocuri nejucate în library. Nu am absolut. nevoie să mai piratez nimic. Am absolut. cumpărat la sales, am cumpărat... N-am dat full price decât pe vreo 3 jocuri în viața mea. Absolut, dar dacă cineva vrea să joace noul joc care nu-și permite A, noul joc, da, n-o da, să absolut. plâng absolut. că piratează. Deci, eu fac asta. Asta pentru că îmi permit și o fac da. într-un mod în care sunt și eu confortabil că nu vreau să dau 300 de lei pe fiecare joc nou care apare. Una la mână, a doua da. la mână. De ce așa apăra o companie? Și asta. Like, why? Why would I? Fuck nu fac cu părerea, nu stau cu părerea. Deci da, nu a, nu, nu a venit încă ziua în care o să condamn pirateria indiferent de situație. Iar, yep. hei, eu da, sunt un fel de am, pirat, da. nu <laughs> Da, e un pic mai jegos să furi să, Nu, aveți, folosesc și eu termenul da, Să piratezi în... de la Îți indoctrinar și eu, da. da Să piratezi de la companii mici Care chiar au nevoie de vânzările alea Și multe lume pe care o știu care piratează jocuri Nu o prea face, dacă chiar e un joc uh, Al cărei companie merită Susținută, știu oameni care Explicit piratează aproape tot Dar dau banii pe alea două, trei jocuri care, De care chiar li jenă Să le, să le pirateze Nu da, de jenă, dar banii e impactează Gen mai, mai în sensul mult. că nu le vine Da, da. da. Mă rog. În fine. Toți Jack Sparrow acum, gata. Iată. Ia. Așa. Uh, Cristan ne spune dincolo pe SoundCloud, e posibil ca în condițiile de licențiere, nota mea Marvels uh, Marvel's Avengers de la IDOS. Da. E posibil ca în condițiile de licențiere să fie și ceva prag de venituri generate, dați-ne licența Marvel și noi vă producem X sute de milioane. Poate încă se chinuie să atingă X. Poate posibil. Nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit adică, că obligați, că ar fi obligați contractual să producă nu. Vom ști un anumit număr de... de, de, da. de că Decât dacă fac un leak, though. Ar fi amuzant. Hei, hei, Guys, come on. Băi, ai dat cu 4 de ce nu licuie ceva care chiar contează pentru industrie? <laughs> <laughs> Și tot, Cristian, zice apropo de bucata de la final, parcă era mai să înainte trecerea la poezia de final. De fapt, multă vreme, la început, nici nu am remarcat că e înregistrare. Ții minte că la un, că minț, la un moment dat, minț, minț, chiar m-am gândit... Hmm, parcă bucata asta seamănă cu aia de săptămâna trecută. Oare și-au notat asta undeva să repete în fiecare episod? Răspunsul este nu, că tot timpul mă bâlbâiam. Așa că am înregistrat-o dată și am mai modificat-o de trei ori când că, a fost nevoie. Că nu te-ai prins la început când efectiv era altă calitate audio. Minți! Da, au fost, au fost chiar atunci. Așa-i? Da, a fost da, da. chiar prima oară când au apărut, a fost episodul ăla în care am făcut calitatea audio și a fost ok numai asta. Da, da, exact. Deci, minți, <laughs> minți, 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 minți. Minț. Bine, ok, ea nu Dar Nu că este e mai abruptă, probabil că... Când ne iese cadența, nu da. ne iese. Când iese tranziția de la P la YouTube, joc și 14, 16 atunci iese. Gata, o să bag purici dacă m încolo Între P și YouTube. P... Pe... YouTube, la 20 și... Da, uh, așa și Mihai ne mai spune uh, Rest in peace Colin Powell, you would have loved Call of Duty Vanguard Probabil Așa e... Colin Powell Da, tot criminal de război și ăla, nu? Un criminal de război, da, da. În, în Iugoslavia parcă? Nu, Cred că a în prins și Iugoslavia, în Golf gol. posibil, ok. posibil să fi prins Golf, habar n -am. Iugoslavia, zici. Să fi prins Iugoslavia, ca golful a prins. Scuză-mă, scuză, -mă, scuză. Da. Deci sigur o prins Iracul și da. Golf 2 uh, și Golf 3, Golf 4. Uh, da, da, posibil să fi fost și cu Iugoslavia, dar no. da, uh, omul a prezidat peste multe atrocități și uh, da, așa cum a murit. Cum era aia like, când ziceau aia, stai ții, nu, nu, că nu-i cringe, dar este, like, legit, what they say. Ah, no, man, să fucking rat in hell, I don't know. <laughs> da, și stau acum cu prințul, am... stă cu prințul Filip și fac glume și uh, cum era ăla cringe cu MLK și prințul Filip în rai, care stau să Vai, da, da, braț. că stau. acum stau, acum stau, stau în rai și they're having a beer. Așa. Da, și încă unul, wow, Edgar ai fost prins nejucând tare săptămâna asta. Sper că o să ieși la plenară să-ți faci autocritica. S-ai făcut autocritica la plenară? Da, el acum m-am jucat joc tare. Iată, s-a jucat să Creed ca să își spele păcatele. S -s sper, că, sper că seta ta nestăvilită de sânge, Mihai, este <giminită> satisfăcută. Pe, pe cum ce a spartanilor. Mm. Mm. Și cam atât am avut în materie de comentarii. Îmi place că în, în acest Assassin's Creed apolitic, spartanii sunt aia care își apără interesele economice și trade routes și spa spartanii atenienii sunt aia care își apără interesele economice și trade routes și spartanii sunt aia nobili și, și foarte, foarte puri și warmongering. Nici o mențiune de sclav, do. Ce? Nu, nu avem, nu avem, nu avem. Nu avem, nu avem. E un joc apolitic. Am, e, am că... înțeles. Ah, și, și okay. erou, unul dintre personajele principale spartane, e efectiv Gerard Butler. <laughs> Până în punctul în care începe cu, da, și, începe, și cu 300, și începe cu da. 300 fie Începe cu de da. 300 Și zice un discurs în greacă De îmbărbătare da? Și după aia apucă de boașe Ca așa făceau spartanii Bol uh, tapping da, da. la Riot Games toți <laughs> da. Uh, și zice un discurs Și da, primul cuvânt pe care îl scoate pe gură Îți dau cuvântul meu de onoare Vă arăt clip, înregistrare Vă arăt pe stream E fucking în scoțiană Cu accent scoțian spus Incredibil. Și după aia continuă cu greacă <laughs> Dacă te uiți la ăsta este scris Valhalla, da. poți să joci un joc din ăla, trebuie să ghicești, este screenshot din Valhalla sau din serialul Vikings? Au oh, dat doamne, sper că nu i de plus Valhalla. Hei! <laughs> Acestea Valhalla. fiind spuse, hai să zicem la știri. Haide! Nu sunt multe, dar hai sunt gata. cinstite. Ta. Da. Deci eu am adunat patru știri consolidate în două subiecte și n-am avut chef să citesc detalii despre niciuna dintre ele. Așa că o să le, o să le citesc cât am putut să văd eu pe diagonală dintre ele, că mi se pare așa Paul, amuzante, dar nu am meritat să investesc timpul. Fii atent, Paul. Fă cum fac eu și o să ai parte de multe bucurii la prima vedere în timpul podcastului. Okay. Haide! Păi nu pot, pentru că nu pot să citesc, să găsesc. A, unde e paragraful relevant? Dar... Mă uit la citate și vă citesc alea. Arts. Acordul dintre EA, Electronic Arts și FIFA s-a încheiat A, O filmă oribilă și o mafie, ok, super oare cum care, care? Prima oare. Nu, știi. nu știi. Așa. <laughs> Din ce am înțeles, FIFA ar fi vrut mai mulți bani pentru licența FIFA mm -hmm. De la EA, care face căcălău de bani cu FIFA și mai ales cu Foot Face dar bani dar din Foot? Face foarte mulți bani din Foot Based Neimpozabil Sex work is work Da, based În principiu... Uh, povestea, original, povestea, oficială nu este că a mărit prețul nu știu ce. Este că Electronic Arts nu mai vrea să dea bani pe licența FIFA. Pur și simplu, atât. Ok. Așa că au făcut un trademark nou și uh, noua franciză se va numi aparent EA Sports FC. Football Club, ok, fair enough. Da, dar nu -ți se pare că îi extrem de prost numele. E și fofa. <laughs> da, de serios, gândește FIFA, cât de nu neapărat că vai ce iconic e că nu știu, eu habar avem ce aia FIFA. Nu e, nu e iconic, e recognizable. Asta este. da, Da. Este. De sine, deci acronimul în sine, nu pentru că reprezintă Federația Internațională da, acronimul de se... football. e ușor de da. spus. Exact, exact. Da. FUFA. No. nu! Ok, nu mai e FIFA, înțeleg. Multă lume asocia FIFA cu jocul. Eu clar, multă vreme Dacă n pe pe că există majoritatea federația. oamenilor, FIFA e jocul, nu e federația. exact. Câte lume din ăștia, adică ăștia care sunt super, super, super into football, ai urmăresc manevre, transferuri, chestii astea, ăia știu de FIFA. Am mai zis oameni care doar se uită la meciuri și se mai joacă joc din când în când, nu știu, că FIFA este o federație. Îți zic eu ce da ce vine FIFA imediat, cu accent, cu tot, că a zis, au zis oamenii că le place. Federație internațională de Fotbal asociație, grup, Societé general explică te rog, de ce este FEDERAŢIĂN bla 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 ASSOCIAŢIĂN. De două Sunt două, Sunt două oh, forme de la organizare la... în acronimul ăsta. <laughs> Dacă știi man, e mafie, who cares, let's go. Uh, Republica bla 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 uh, regat. Da. Federación de fotbal internațional Association, Bine, ok. whatever uh, Ei zi... nu va mai face jocuri FIFA, ei va face jocuri EA Sports. Deci vreau să spun că doar Nigeria și Groenlanda nu sunt reprezentate de FIFA, for some reason. Wow. Adică Groenlanda nu este țară mm, Ba, e. Nu este teritoriu? Nu, e teritoriul dar ține de Danemarca, ah, okay, okay. da? Pe de dar... altă parte și. Anglia, Wales sau Dar sunt, Nigeria, în schimb, cred că e Nigeria sau, sau Algeria, una din asta două Nu e, e greu. Okay. whatever, anyway În fine Hai da, și răspunsul FIFA este că, ok, nu, oricum nu ne-a niciodată de Electronic Arts și o să vorbim cu alți publishers. Based, based FIFA. Xam <laughs> 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 uh, declarations. FIFA is bullish is bullish and optimistic about its long-term future in gaming and esports, following a comprehensive and strategic assessment of the gaming and interactive entertainment market. It's clear that this needs to be a space that is occupied by more than one party controlling all rights. Yeah. FIFA has also determined that the overlaps between virtual sports and FIFA's football competitions must be more closely aligned. In this respect, FIFA is excited about using the FIFA World Cup with 4 billion viewers and FIFA Women's World Cup with 1.2 billion viewers as platforms to launch and integrate exciting new games and esports offerings. Uh, Mă bucur pentru Am calling ei. it. Habar n-au ce căcat o să facă cu licența asta. Mă bucur și pentru cum, ei. cum pot să scoată bani din ei. Mă bucur că ei o să piardă brandul FIFA. Da, mă da. bucur că FIFA o să piardă Jocul revenue stream-ul da. de, de, ei. Mi se pare că avem doar de câștigat din, din această decizie. Cum ar fi să nu că să fi început chestia asta la, de la o negociere mm -hmm. a procentului pe care ia FIFA de la revenue stream-ul de tranzacție? Nu e exclus să fie ceva de genul ăsta. Mă rog, whatever. E doar, sunt doar ipoteze și da. speculații. E, mă bucur în schimb că Konami au ieșit, au stepped up to the plate să, să facă un da. joc de calitate. Da. da, exact, măcar Konami au, au intrat să umple vidul care a fost... Da. Uh... Uite, forward looking da. Konami. Acum acum putem să ne uităm la, la toți preferații noștri în lumea fotbalului în impostaze inedite și uimitoare. Ados! <laughs> Pentru cei care nu au văzut, căutați screenshot-uri și videouri din, cum îi zice, uh, e Pro Evolution Soccer? Nu, e, e următorul, îi e, zice altfel, dar e ăla, ăla, da, free-to-play. Jocul nou de la Konami da. cu fotbal, e superb. Arată toți ca boost ăla cu <laughs> uh, Ronaldo. 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 Ronaldo, Ronaldo, așa, Crede da. Cristiano Ronaldo, nu? Cristiano Ronaldo, da, da, da. Toți arată ca acolo, ador. ceala. Și m-au ascultat, au ascultat portia asta Konami, C am zis mică transacție. Da, cu am skin. Zis, Da, am zis, dați-ne da DLC-uri cu cu skin-ul da. in the Bank skin și fost Money in the Bank. Da, cealaltă celălalt set de știri, cealaltă de perechi de știri pe care n-am avut chef să o citesc și o să vă povestesc doar ce am înțeles pe diagonală, este că în primul rând, Apple fac și ei recurs la verdictul <laughs> din procesul Epic vs. Apple, deci nu, asta e de setana trecută da. și n-am menționat-o că am zis că nu mai am chef, dar după aceea a apărut încă ceva săptămâna asta și acum trebuie să revin la subiect. Deci, Apple s-a judecat cu Epic pe subiectul vrem să... Epic vrea să scoată mai mulți bani din Fortnite și nu îi place că Apple blochează ecosistemul și le cer bani. Yes. Și judecătorul a dat un ruling în defavoarea a dat mai mult în defavoarea lui Epic și Epic a zis noi facem recurs și Apple a zis, da, faceți recurs, păi și noi facem recurs și de asemenea beliți pula la urs. Și uh, se întâmplă asta, deci aparent procesul ăsta încă va continua o vreme. Și acum toți sunt în pădure. Da, caută ursul. Da. Când ursul, de fapt, se ascunde în cămoară, evident, nu știu Că ați citit. Exact. Da. Dar, în același timp, uh, Google au făcut și ei, cum zici, cum zici, la countersuit, countersuit au în română. contra... Au Atacate făcut contraproces Contraproces Și băi De asta am uitat complet Că există încă un proces Pe rol intentat De Epic lui Google Da Care nu cred că s-a judecat încă Habar n-am da. Care a fost progresul Am fost ocupați toți Cu Apple versus Epic Dar Google A dat în judecată și ei Pe Epic Pentru breach of contract Și uh, Faptul că Au intentat Procesul ăsta frivol Și folosesc Argumentele lui Apple Yes <laughs> în, în În Argumentarea lor Din, din proces Folosesc aceleași uh, Aceleași da, da. Doari. Mi se pare, uh, Hilar, că Google din nou uh, face trend chasing după, după Apple, dar unde nu trebuie. Mai știi ce? În cazul ăsta mă bucur că înseamnă că Epic e prin instanțe de mai multe ori, probabil că vor și ei niște settlement ca acum a avut Apple. Da. Ce e interesant e că Google vrea un proces cu jurați, deci nu de la de arbitraj în care decide judecătorul, el vrea cu jurați și aparent una din cerințe este că vrea dreptul să scoată Fortnite de pe, de pe, Google Play Store și să rupă contractul de developer pe care îl are Epic cu Android. Dar nu poate să facă? Aparent nu, aia mă miram. Deci apropo a putut să facă asta din start, dar Google probabil fiind un ecosistem mai deschis, poate nu are la fel de mult control asupra că mai mai democratizat tot poate or oricine poate, nu trebuie licență de developer Google ca să la Apple este la Apple trebuie să ai licență de developer Apple ca să publici uh, aplicații um, pe App Store. Înțeles. La Google I can just do it, pot acum să-mi downloadez I și... Am se poate oricine să pună pe Da, da, se vede. Se vede pe Google Play Store că poate oricine să aplodeze orice. Yeah, is known. Dar da, uh, drama continuă și nu se va încheia niciodată. Asta au fost știrile mele pe săptămâna asta. Tim Sweeney va fi veșnic în chinuri, mă bucur. Uh, a deschis cutia Pandorei și na, asta este. Aia era acolo. Procese. Am eu o schimb o chestie, s-a întâmplat săptămâna asta și mi s-a părut am ridicat așa o spâncenă pentru că am aflat o chestie nouă. Steam scoate jocurile ce folosesc tehnologie NFT. Și chestia nouă pe care ai aflat-o? Că există jocuri care conțin tehnologie NFT. Same. <laughs> The fuck? Poate că blockchain tehnologie, nu la asta se referă. Nu, no, nu, îi poți să fie fi NFT, adică să-ți dea, nu știu, te joci o chestie și nu știu, primești avem deja NFT, un Avem deja NFT pe Steam, se numesc Trading Cards. Da, da, alea, da, alea n-au certificat de autenticitate. Edgar, nu e aceeași chestie, Edgar. Să ți explic eu cum e cu video, deci fii atent. hai să zic, stai, fii atent. Te dau un video de două ore să te uiți la el, da? Te Paul Libertadiano has entered the room. Deci nu voi să explic cum e cu cripto, da? Să zic cum se treabă cu cripto. Nu înțeleg niciun foarte bine, Paul, da? singura cripto în care cred e Bigfoot. Iată. Da, deci aparent existau jocuri care aveau NFTs. sau poate, erau chestii pre Habana. Poate începeau să apară. Deci știu sigur, fii atent, Dan Olson, Foldable Human de pe Twitter, da. cred că se pregătește pentru un video nou, un deep dive, cum a făcut cu QAnon și cu Flat Earth. Adon. s au băgat pe toate discordurile posibile cu scheamuri din astea NFT și tot are un, mega thread în care tot, tot, adaugă. Și unele dintre ele au jocuri atașate. Deci tu îți cumperi, uh, îți cumperi un asset din ăla care e generat aleator și, nu știu, în funcție de cât de mișto arată, are valoare mai mică sau mai mare, vă de cât vrea să dea lumea pe el și ăla e avatarul tău într-un MMO cu cripto. Multe vaporware nu există, dar unele chiar există, unele chiar există jocurile atașate cripto A apărut, în 2017, CryptoKitties. CryptoKitties is a blockchain game on Ethereum developed by Canadian Studio, bla bla, bla colecție în spisicuță. Iată. E un gacha, da. probabil. Ok, da. Deci există. 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 În 2017. Uf. Anyway, Steam a spus nu și după aia Precum vecinul ăla pe care îl aveți și este un ciudat, Epic a venit în tomberonul Valve și a zis Noi acceptăm jocurile cu NFT-uri Clasic, clasic I mean, like Clasic Tim Sweeney, se și cu cormonit din tomberoni. Rahat radioactiv a luat și a zis, no, e ok la mine numai ca să se diferențieze de Steam. Orice caută orice unghi să, să arate că el e mai, e mai ok, mai liber, mai nu știu cum. Men, aștept să ajungă undeva în, în Asia de Sud-Est, să-și mănânce propria pulă și să stea cu minore și cu mafioți și să-și facă propria poliție. Tim Sweeney Oribil da. Mă bucur că Mă bucur că a venit el că... Vă dat afară păi cine să Am ar... eu un casino Am eu un casino În care te primesc Chiar dacă ai fost prins trișând Cine căcat să să, să să, să vină și să Accepte asta Când GOG e treabă serioasă Cu magazin Cu jocul curated Nu, Tim Sweeney Superb, ador. E de cineva. E Trash da, da. trashman. <laughs> Într-o zi o zică, băi, nu mai aveți voie să publicați uh, jocuri care sunt doar fațade pentru uh, tot felul de scheme de recrutat, asasini, plătiți pentru tot felul de infracțiuni dubioase. Team Sweeney, noi acceptăm și yeah, infractori that. în marketplace-ul nostru. Încă o dată, nu o să încetez să laud cota cu their Title and Subtitle Game. Epic Store will welcome NFT games after Steam bans them. She'll a subtitle. Team Sweeney once said NFTs were, were tangled up with an in, intractable mix of scams. But now, well. <laughs> 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 she declares it on Twitter. <clears throat> Epic Games Store will welcome games that make use of blockchain tech, provided they follow the relevant laws, disclosure, the disclose their terms, and are age-rated by an appropriate group. Though Epic's not uh, using crypto in our games, we welcome innovation, sure, whatever, in the areas of technology and finance. Sure, Team Swin, innovation, call it that. Valve says uh, in the statement, you have a game that is in principle just the New York Continental Hotel in John Wick, da. la care la noi aveți voie să faceți un joc care este doar The New York Continental Hotel din John Wick, dar ar trebui să fie locație în Fortnite. Iată, gata, s-a rezolvat. Îmi place că spune că cu condiția ca să respecte legea să disclose or whatever, pe atunci nu mai accepti jocurile la pe care vrei să le primești, tâmpitule. Că vreau de afară. Is this like grandstanding? Is this grandstanding? doar da, să zic că e da, zic uite ce open suntem noi comparativ cu Valve, e singura Deci căcatul ăla e, e efectiv infection, nu e compatibil cu termenii lui, Epic Games. Da ce morți mă Team Sweeney. Jesus fucking Christ. Paul, te rog eu frumos, nu mai facem cu copertă cu Team Sweeney. Gata, dă-l în, spanac, gata, lasă să... O să o să să mă obțin. Ah. O să mă fac pe mine nervos încercând să te cu stilul super intentodiesc. Mai avem încă o știre. Nu știu dacă mai știți, dar era mai de mult de tot un joc horror pe, pe Twitter care a, a postat o chestie și a aprins internetul pentru o hot second, ne understandable dacă nu mai știți. Au fost, uh, vorbim de jocul Abandoned de la Blue Box Game Studios Abandoned, era de Kojima, Ia de Kojima, e doar teaser Iergi Kojima, Iergi Kojima, Kojima scoate Silent Hills Trebuie ah, să ah, explic, ah, trebuie ah, să explic cum ah, s-a ajuns ah, aici ah, în primul rând ah, ah. A fost așa, a fost un tweet acum șters de la această companie Guess the name, Abandoned, egal, în paranteză, first letter S, last letter L Reveal, Hill, re Reveal, closing in PS5 exclusives, whatever. Suge mil. Suge la jocul, de fapt. Lumea a, a s a simțit foarte prost când a aflat adevărul. <laughs> Oricum, nu e Silent Hill. Nu e nimic de genul ăsta. Lumea, în schimb, a speculat, a început o teorie a conspirației, faptul că Kojima e implicat în proiectul ăsta. Măi, nene, vezi ce se întâmplă? Kojima, când faci un căcat de genul ăsta odată, vezi ce se întâmplă? Are you happy about it? Pentru că ai făcut același lucru pentru Metal Gear Solid 4. Dar nu-i vina lui Kojima. Nu, nu-i nu vina lui Kojima, dar mă enervează tacticile lui de gimmicky and stuff and marketing. Da, zic and... că ca, da, și oameni. <laughs> că nu, nu vă să accepte. No. Nu, bă, nu suntem Silent Hills, vă rugăm, nu mai insistați, o să fiți foarte dezamăgiți când da. o să vă arătăm jocul nostru la care chiar am muncit. Fii atent, Paul, nu e evident, adevăr evident că nu e vina lui și în niciun caz nu-i vina uh, marketingului neapărat, poate fi provocator, poate fi făcut să fie viral, dar uh, cu siguranță ce s-a întâmplat după... Nu trebuia să se întâmple Ei au tot primit declarații uh, cu moartea între timp gamer, gamer moment Deci de când au știut tweet ăla și până astăzi Se pare că este o chestie persistentă Pentru că a necesitat un răspuns pe Twitter Cum poză în care nu citesc cuvintele, pentru că este, sunt foarte multe cuvinte pentru a spune nu ne mai amenințați cu moartea. Gamer moment, sunt mândru de gameri, hashtag haie noștri. Și dai o scroll pe, pe acest articol de Kotaku, pentru că am, am văzut comentariul așa cu coada ochiului, primul comentariu. Uh, please stop harassing us about the conspiracy that we fueled for attention. How is that a fucking correct response to, to a tweet, you fuck? ziceau la un moment dat a, ah, stai, scuze, asta e, răspunsul rezultat, asta e, rezulta, asta e da, asta ăsta e răspunsul, e să zic da. zică e, wow, să, să, nu se mai mide că primesc amenințări cu moartea da. pentru că au postat a, ah, pe Twitter. A, supărați că primiți, poate trebuia să nu alimentați uh, teoria conspirației. Da, men, a, făcut, a făcut marketing. A făcut marketing. Nu, te miri, te miri că te amenință cu moartea, lumea te miri că nu te simți în siguranță propria casă. Uh, în ce nume te să spunem Triggered că... Lib. în <laughs> ce nume te să spunem că amenințările cu moartea nu sunt legale? not tolerate mi e creierul de gamer complet stricat, că, jur. Adică, asta, două secunde, textul ăsta de aici pe care l-am spus să se mine că nu e basically basic they were asking for it. Asta e, e același argument. Da, 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 e victim blaming. Da, exact. Deci, să mi la, nu știu cum, adică știu exact cum, dar e complicat și nu vreau să intru în da, in The discourse. Da, boala asta a gamerului, boala asta de... Uh, de one-upsmanship și de arătat că ești mai tare ca toți ceilalți și că tu nu ești foarte ușor de supărat și de uh, speriat și de enervat și așa mai departe. Băi, mi se pare nesustenabil, nesustenabil uh, emoțional să, să fie o întreagă generație de oameni așa. Nu nu pricep, nu pentru că asta creează un spațiu în care oamenii care spun chestii abisale nu sunt called out și de ceilalți care zic te supără că ăla, mai eu sunt vorbe pe internet. De ce de de ce ești femeie? Cio mai cel mai rău lucru pe care îl pot să l fi în, în, lumea da. gamingului, da, da, da. Este adevărat, așa este. Eu acum stau pe Forchan. Am licuit tot pe mine. Tu ești, tu Ia. ești, tu ești am, actor, licuit. Da. Am licuit <laughs> pe mine. Mai am o singură știre pe ca să încheiem această săptămână cringe. După 13 ani, Fallout 3 scoate Games for Windows Live de pe Steam. Că venea la pachet. Bun, am întrebări. Da. Prima mea întrebare este când a fost, uh, când a fost oprit Games for Windows Live, știi cumva? Hai că să se află acum, că e discontinued, nu o să zică un an. Ok, da. Games for Pentru Windows că... Live a, a fost uh, last updated, 20 februarie 2014. Ok, bun. Ok, bun, a, asta voiam să știu, continuă, te rog. Așa. Nu, asta e știrea. A, bun. un patch la Fallout 3. Ok, aparent Fallout 3 nu mai era deloc jucabil da direct, adică puteai să-l cumperi, de dar nu puteai să-l joci. Bai, nu era de două jucare pentru că sunt sigur că o să ne zic în comentarii, da, știu că se putea juca. Există workaround, da, da, dar da, există nu, un... da. Orice produs cumpărat pe Steam trebuie să funcționeze. Trebuie, da, să-l poți rula, Play. Exact. Eu l-am jucat pentru prima oară în 2010 da. Și l-am mai jucat încă o dată la un moment dat Nu știu dacă a fost în 2014 sau nu Nu am instalat niciun mod L-am jucat cu tot cu Games for Windows Live Cum era el acolo După ce nu l-am mai încercat Eu habar n-aveam cam un produs defect în library de Steam Eu acum cu revelația asta de Fallout 3 Că nici eu trecă, niciunul nu știam chestia asta Că îl jucasem de la vărul când l-am jucat prima oară Și după aia l-am luat pe Steam și era acolo <laughs> A, l-am luat, gata <laughs> Dar uh, uh, eu știu ca am un alt produs stricat pe Steam Așa că vă rog frumos pe și în Kane and Lynch Deadman uh, Games for Windows Live Că e aceeași problemă Uite, Batman Arkham Asylum nu mai are Games for Windows Live Da, pentru că ăla e un produs viabil, comercial și e foarte jucat Bine, am jucat, am jucat remaster-ul uh, Nu, Cred că ai singurul singur joc pe care poți să-l cumperi, remasterul, nu? Acum da, Acum, dar okay. o apurdeam câțiva ani. Pentru că firem. puteai să cumperi Fallout 3 cu Games for Windows Live, lejer, tot, tot, acest timp. Da. Da, da. Uh, deci vă dau frumos, faceți, faceți ce ați făcut și la Fallout 3 și la Kane and Lynch Deadman, că vreau să-l joc. E, e, trash, dar e, mai kind of trash. Uh, și uh, Fallout 3, well, I guess că puteți juca conform articolului de pe Game Rant, al doilea cel mai bun Fallout făcut vreodată. Screen Rant, <laughs> nu Game Rant, no dar de, da, de Nu test. e chestie? <laughs> Game Run nu, nu cred. E site nu e whatever, de abana, screen abana, abana dacă e, dacă e off, o, da, fine. Be. screen run. Da. Fine, mă, da, deci, deci puteți juca din nou Fallout 3. Da. Să vă bucurați Bucur. de acel final. Mua! <laughs> <laughs> Jucați-l, credeți-mă, merită. <laughs> merită pentru final. Da. da. Uh, bun, uite, update 01704. Fallout 3 Game of the Year Edition has been updated and no longer installs games for Windows Live dependencies. If Fallout 3 was... i-a diaremu. Era diaremu în el de games for Windows not, Live. Not. If Fallout 3 was previously installed on Steam, we suggest uninstalling and reinstalling the title. Cool worker, I'm evident, The title Todd no longer Howard has stopped being Pârnaie Deci, uh, uh, cum este? Acum sunt sub Microsoft la 3 da. Deci în sfârșit Și nu mai are Gaze for Windows Live Am parola de la Games for Windows Live Să dezactiveze Oh my god, cine știe ce? Poate că e complicat Nu, nu, știau, nu știau cum să-l scoată Și s-a la, ea care, la echipa, echipa care Încă mai face ceva mentenanță Pe repo de Games for Windows Live Care încă există acolo undeva E o persoană, e o persoană undeva într-un beci Care se și face mentenanță acolo Doar ca să fie produsul acolo în caz că au nevoie de el vreodată Și zic, auzi bă, știi ai putea, te rog, um, ai, ai putea să ne ajuți... Um, um. Știi, avem un joc și nu știm cum să scoatem din game for, Games for Windows Live Trebuie să scuip pe chip acolo, jos, la, la, la build-ul de bază la, la, la mold Da, da, master mode și gata <gajă> uh, ce Să acum, mi se pare, măcar, măcar din partea Microsoft să pună like Ok, dacă aveți jocul ce folosesc Games for Windows Live Uite, puteți să devanăze pe site-ul nostru acest patch Pentru toate jocurile da. Care să scoată Games for Windows Live din, 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 din sistem Dar nu se poate face chestia asta Pentru că asta înseamnă să modifici proprietatea intelectuală Codul altui producător și sunt o grămadă de IP-uri și drepturi de autor, și muie Disney! muie Walt Disney! Muie Walt, Walt Disney în particular care i-a stricat, uh, a, copyright, a stricat law. copyright law copyright stricat copyright law, ul Jesus fucking Christ ul alți ul de digital copyright, care ul care care sunt, sunt sunt ul sunt sunt toți libertarieni oh, oh. Haide, Paul. Haide. Haide! haide, nu ne exasperăm nu ne ul cu ul dubioase și chestii, ne jucăm pe stream, fie solo, fie împreună și ne găsiți pe Twitch. De marți până vineri, acolo facem stimule zilnice, ori eu, ori Edgar. Sunt în asta, Edgar, ai, vrei să zici ce te joci? Că știu că acum ești în Spooktober păi, Mode. Și... Sunt în Spooktober Mode și de marți voi juca în continuare Cryostasis să ne uh, recordăm un pic, că e, e prea cald afară. Uh, și după aia Mare mai, fac și, și, mai ales în, în, interior, în București. Da, în interior, în București, unde este efectiv Cryostasis. Dar uh, când nu mă joc Cryostasis, să mă joc Random Spoopy Games, că zis de Spooktober Month. Nice. Eu o să mă joc joi, vreau să termin Fran Bow, l-am mm -hmm. început să trecută pe stream și mai am un episod de jucat, o să vorbim despre el la podcast săptămâna viitoare și o să încep la cererea ascultătorilor, spectatorilor putea avea acolo un sistem, puteți să vă uitați la stream, adunați Twitch Channel Points puteți să ridimuiți, să ne cereți să jucăm chestii, o să mă joc Dead Cells o să încep Dead Cells și o să vă joc Dead Cells și o să termin Dead Cells la un moment dat și o să o să vă vedeți pe el la podcast. Într-un mm -hmm. Nice, 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 nice. Și pe partea de YouTube se termină în curând seria noastră de Dragon Age. Mai avem un episod, trebuie să jucăm Witch Hunt, foarte important. Da trebuie ia. neapărat jucat. Am, am delegat această stație lui Paul, că e mai eficient la treburile astea. I am the Witch Huntsman. Da. Și vom începe de săptămâna următoare, deci nu de sâmbătă asta, vom începe Mass Effect 2 yes! Remastered. Yes! Hey! La sigur, ăla sigur nu e mai prost decât din la, din la mintim, la sigur e bun. Da, nu, dar e bun, n-am jucat decent. Da, da, nu, da. chiar e bun. Dar, ce s-a întâmplat cu Shepard? În ce stare este? Eu parcă, parcă nu murise Shepard. Mm -mm. Vom afla. Și stați cu ochii pe... pe... YouTube, în mare, o să începem să facem niște chestii un pic diferite acolo, în viitorul apropiat, tot așa ca un mic teaser. Da. Dar până atunci, toate astea și mai multe, pentru tine Cristan, o să cu cadența uh, potrivită, le găsiți pe Twitch, unde ne găsiți pe canalul Joc și Vorbe, acolo facem streamuri săptămânal de marți până vineri, ne găsiți pe YouTube la Joc și Vorbe 14-16, acolo punem long uri punem arhivele streamurilor și punem chiar și acest podcast. Podcastul îl găsiți la All Vorbe pe SoundCloud, Spotify, iTunes și oriunde ascultați podcasturi, pe orice aplicație preferați, ne găsiți pe Facebook și Instagram. Instagram la joc și vorbe, ne găsiți pe serverul nostru de Discord. Nu pot să vă spun URL-ul, dar puteți să-l găsiți în descrierea oriunde ați fi. Dacă vreți cumva să ne dați bani, aveți o grămadă de modalități deja, ne puteți da bacșișuri live în timpul streamurilor, ne puteți da subscribe pe Twitch, ne ajută foarte mult, ne ajută să punem mai multe emoturi, ne puteți da un tip uh, one-time pe coffee.com/joc și vorbe, și dacă vreți să ne susțineți lunar, ne puteți da și pe patreon.com/joc și vorbe mulțumim, apreciem foarte mult, nu este obligatoriu și vă mulțumim pentru generozitate. Și când aveți ghinion ne găsiți și unde nu veți. Iată! Bă, wow, sper că aprecia Cristana acea, acel dialog pe care l-am avut noi acum. Sunt convins că a ieșit perfect. Mm, wow, uh, cred că ar trebui să mai schimbăm din el, că m-am săturat să repet același lucru în fiecare săptămână. I know, și cu aceleași, inter, aceleași intervenții, aceleași bâlbâieli păi, pe unde avem, apar. avem script, avem script. Cu culori, cu da, tot. Da da. da, da, da. Cu tot, da, da. Well, haide că trebuie să fac tzatziki din inamicii mei. Mm! Iar eu trebuie să nu știu încă. Ok, bye! Ceau!